Bună dimineața tuturor! Sunt Valentina Populescu și vă primesc într-un nou decor, pentru că invitata mea specială de astăzi este din Cluj-Napoca. Prin urmare am ales această variantă. Este vorba despre Mădălina Vasiu, strateg în comunicare online, știe totul despre marketing, adică poate să vândă orice online și bănuiesc că și offline. Nu cred că e o problemă. Dar așa cum v-am obișnuit, eu o să vorbesc foarte puțin, Mădălina, eu vorbesc foarte puțin în podcasturile mele, pentru că vreau să extrag de la invitații mei cât mai mult know-how, cât mai multe cunoștințe. Așa că îți dau ție cuvântul, o să te rog să spui câteva cuvinte despre tine, să te prezinți, să ne spui cu ce te ocupi, ce știi să faci cel mai bine și cum îi poți ajuta pe oameni. Okay. Și de ce nu, cu ce pot să rămână de la podcastul acesta? Bun, hai să le luăm pe rând. În primul rând îți mulțumesc pentru invitație, e o bucurie pentru mine să fiu aici și mulțumesc că ai făcut și excepția asta de la format, eu fiind la distanță, dar sper pentru aceia dintre voi care vedeți acest video să fie cu sens chiar dacă nu se întâmplă face-to-face. Cine sunt și ce fac? O să vorbesc despre cine sunt legat de partea de marketing, ca să aibă sens pentru aceia care văd acest episod. Îmi place să spun, strateg de content și multă lume când aude asta și închipuie că e vorba doar despre content marketing, dar adevărat este că mi-e foarte ușor să pun structură pe orice fel de content, că e vorba de cursuri online, că e vorba de videouri, că e vorba de... Uite, am făcut inclusiv structuri de licență, am făcut inclusiv structuri de lucrări doctorale, deci nu este doar despre strateg de content marketing, ci este despre strateg care știe să organizeze materiale care înseamnă mai multe informații puse la un loc. Asta este și ce știi tu să faci cel mai bine, știu să fac ordine în ideile mele sau ale altora, iar din acea ordine să rezulte fie produse, servicii, modele de business noi sau campanii de marketing, care să le folosească clienților mei, respectiv clienților lor. Lucrez ca și consultant, dar în același timp sunt și partener la Grive Ventures, care este un studio de startup-uri, nișat pe partea de tech și care are ca scop dezvoltarea acestui model de studio de startup-uri, care în România deocamdată este la început, dar, fingers crossed, sperăm să-l dezvoltăm și să ajutăm să crească industria și să crească partea de startup-uri cât mai bine. Cam așa. Ținem bunii să iasă cât mai bine. Vreau să o luăm de la început. Hai. Presupunem că sunt un antreprenor la început de drum sau poate încă nu m-am apucat și vreau să mă apuc de treabă. Vreau să-mi vând ideile, vreau să-mi vând produsele, vreau să vând orice, imaginea mea. Poate sunt oameni care vor să-și promoveze imaginea, să-și creeze un brand, da? Da. De unde încep? Ok. O să se simplifice un pic conversația și o să pară poate pentru unii dintre oamenii care deja fac asta, un fel de bine, asta e rezumatul pe scurt, dar atâta putem în acest episod, că dacă nu vorbim multe ore. De regulă, mulți dintre noi sărim peste primul pas, pentru că primul pas presupune să te uiți la tine obiectiv și să vezi care sunt contextele la care tu te pricepi. Și aici mă refer, chiar dacă ești om care vrei să-ți dezvolți brandul personal, chiar dacă ești o persoană care vrei să dezvolți o afacere, e primordial, din punctul meu de vedere, să ai o listă, un document, o pagină albă, în care să scrii care sunt lucrurile la care eu mă pricep și apoi, dintre care sunt lucrurile la care eu mă pricep, a doua întrebare foarte importantă, care dintre aceste lucruri îmi aduc bucurie atunci când le fac? Pentru că eu cred foarte tare în vorba asta. Dacă știu să fac ceva, nu înseamnă neapărat că trebuie să-l și fac. Dacă știu să fac copywriting, dar în acest moment nu mi-aduce bucurie atât de mult cât îmi aduce să fac strategie pentru clienții mei, nu înseamnă că trebuie să fac copywriting. Înseamnă că trebuie să găsesc o modalitate în care munca mea de strateg, când fac strategie, să pot să pun și partea de copywriting care să cântărească la de ce ai lucrat cu Mădălina. Țineți minte vorba asta. Dacă știi să faci un lucru, nu înseamnă neapărat că trebuie să-l faci. Și de asta prima listă este despre ce știu să fac, cum pot eu să aduc valoare, dar a doua întrebare, pusă în același document, dacă se poate, să fie ce mi-aduce bucurie din tot ceea ce știu să fac. Pentru că la mulți dintre noi, în momentul în care facem această separare, se simplifică lucrurile extraordinar de mult și deciziile bune vin în momentul în care ai claritate. Simplificarea lucrurilor aduce claritate și atunci este mult mai ușor să alegi ce vrei să scoți în lume. Deci pasul zero, o conversație tu cu tine.
Următorul pas înseamnă să faci ordine în, aici este viziunea de business. Business, brand personal, ce vreau eu să scot în lume, se pune în partea asta, în stânga mea. Da? Punem aici partea asta și ne gândim, ok, ce vreau să scot în lume? Care este forma prin care vreau să scot în lume? Și aici apare, vreau să scriu o carte, vreau să fac un curs online, vreau să creez lumânări parfumate, ce vreau să scot în lume? Fără să te gândești, oare ce se vinde pe piață? Nu. Întâi te uiți la ce vrei tu să scoți în lume și după aceea, după ce ți-e clar ce vrei tu să scoți în lume, vine a doua nuanță de și te uiți în piață. Cine mai face ceea ce vrei tu să faci? Ce fac oamenii aia bine? Ce-ți place din ceea ce fac ei? Ce le aduce bani acelor oameni, ca să-ți dai seama ce-ți poate aduce și ție bani? După ce faci lipiala între astea două, ce vreau eu să scot în lume și ce este în piață, vine cireașa de pe tort, avatarul de client. Avatarul de client este reprezentantul audienței către care tu vei vinde ceea ce vrei tu să scoți în lume, orice ar fi. De la cartoane, la fructe, la orice, există o audiență care se formează pe baza unor criterii. Dar ca să începi la început, nu știi care este audiența, nu știi dacă poți să ajungi la ea. Și atunci e mult mai ușor să-ți faci un avatar de client. Și felul în care vorbesc eu... De unde știi cine este clientul tău ideal? Cum afli ce își dorește, ce nevoie are, ce frustrări, ce nemulțumiri are? Cum poți să-ți dai răspunsurile corecte în așa fel încât să obții acel client ideal? O să încep cu o chestie care este poate un pic dusă spre filozofie, dar nu există răspunsurile corecte. Și nu există răspunsurile corecte bătute în cuie forever and ever. Unul dintre cele mai importante lucruri pe care îl spun și clienților mei și oamenilor din social media care mă urmăresc, ai dreptul să te răzgândești. Ai dreptul ca în decembrie 2021 să alegi să faci o afacere pe vânzare de nasturi, să o testezi 6 luni de zile și după ce faci 6 luni de zile această afacere să spui minunat, am învățat niște lecții, acum vreau să schimb. Mie îmi pare că, mai ales în România, pentru că venim din contextul în care am fost crescuți, treaba asta cu să faci schimbări de carieră este încă înscrisă în noi cum că ar fi ceva greșit. Dar n-ai zis tu că ai făcut facultatea de inginerie, ce te-ai apucat acum să faci vlogging? Și apare un frecuș între, da, eu îmi doresc să fac asta și am făcut pregătirea asta și mă întorc exact la prima listă. Dacă știi să faci ceva, nu înseamnă că trebuie să-l faci. Ce îți aduce bucurie? Da? Și atunci, nu cred că există răspunsurile corecte, asta este prima chestie. Și a doua chestie, hai să ne dăm voie să ne răzgândim ca să putem să ne pregătim și să ne adaptăm de drum. Pentru că dacă drumul antreprenoriatului ar fi o linie dreaptă, mulți dintre noi am fi milionari. Dar nu-i. Și atunci mai avem de lucru până la milionari. Ca să revin la întrebarea ta. În momentul în care îți imaginezi ce afacere, ce vrei să aduci tu în lume, invariabil poți să-ți imaginezi și cine sunt oamenii care ar folosi produsele sau serviciile tale. În prima instanță, când nu ai clienți deloc, nu poți să vin eu om de marketing să zic, sigur, dăm 15.000 de euro să-ți fac un studiu de piață cantitativ, calitativ, pe eșantion, reprezentativ, bla bla. Nu este realizabil. Evident că în cărțile de marketing scrie că ar fi frumos, dar realitatea din piață e un pic diferită și atunci vin eu ca să simplific lucrurile și zic ceva care pe mulți antreprenori face să fie like, wait, what? Te invit să-ți imaginezi cine este avatarul tău ideal. Așa cum ți-ai imaginat o idee de afacere, ți-a venit. Mi-a venit de undeva inspirația. Te invit să-ți imaginezi, dacă tu ai produsul ideal, cine este clientul ideal care l-ar folosi. Pentru că tu vrei să vinzi. Da, pentru că tu alegi cui vrei să vinzi când faci business conștient. Dar dacă nu faci business conștient, îți faci lumânările parfumate și zici, le pun pe Instagram și încep să vând la toată lumea. Și împrăștierea asta o să te obosească. Pentru că o să ai 3 zile în care o să ai o grămadă de like-uri și după aia o să ai 2 zile în care nu se întâmplă nimic și tu nu mai pricepi nimic. Dar în momentul în care ai un avatar ideal desenat, te comporți ca un lunetist care știe exact care este ținta lui. În momentul în care te gândești ce culoare să fac următoarea lumânare, în loc să te întreb, mie îmi place mov, o să te întreb ce îi place avatarului. Pentru că, așa cum ai spus tu mai devreme, nu e despre tine, este despre clientul tău întotdeauna. Nu chiar întotdeauna și foarte important, nu cred în vorba clientul nostru, stăpânul nostru, este așa. Nu cred în asta. Eu cred foarte mult în parteneriate.
Eu cred că dacă eu am ceva ce tu sau oricine altcineva are nevoie, eu devin partener pentru acea persoană și din acel parteneriat câștig ambele părți. Câștig și eu pentru că sunt plătită pentru serviciile mele și câștigă și clientul pentru că are acces la know-how-ul meu și rezultatele pe care le produc. Dar în orice moment în care din această tranzacție emoțional apar lucruri care nu sunt ok, eu sunt fanul contextelor în care să pot să spun, înțeleg că tu vrei să faci o campanie în ultimele 3 zile din an, dar eu nu lucrez în ultimele 3 zile din an, așa că este nenegociabilă această limită. Da? Și atunci eu încurajez foarte tare, mai ales freelancerii, mai ales antreprenorii la început de drum, să intre în relația cu clientul cu respect, conștientizare și empatie față de client, ce are nevoie clientul, dar nu cu supunere, nu cu inferioritate. Bun. Deci am stabilit la ce ne pricepem, ce ne aduce bucurie, da. Avatarul de client. Uh-huh. Am răspuns la întrebări care să ne lămurească, să ne dea o siluetă foarte da. Clară asupra omului căruia vrem să-i vindem orice, nu contează, se aplică pentru absolut orice business. Ce facem mai departe? Mai departe te uiți la resursele pe care le ai la dispoziție. Orice strategie, și asta pornind de la strategiile de război, de asta de multe ori zic, că e strategie de război, că e strategie de business, că e strategie de marketing sau financiară, pornește de la resursele pe care le ai. Degeaba vrei tu să faci o campanie la televizor care costă 200.000 de euro dacă tu ești la început de afacere. Și atunci, în loc să te gândești doar, wow, ce fain ar fi să, dar nu-mi permit, eu ce te încurajez să faci este să-ți creezi o listă cu resursele pe care le ai azi. Și resurse înseamnă tot felul de resurse pe care le poți pune la un loc. Resurse financiare, câți bani ai ca să investești în branding sau marketing sau ce ai tu nevoie în afacerea ta. Cât timp ai, cât timp poți să dedici tu și dacă mai ai 2 oameni pe lângă tine, oameni în echipă, cât timp au ei și cu ce se umple acel timp. Foarte important și asta. Alte resurse pot fi resurse de energie, resurse de networking, adică în ultimii 5 ani am făcut foarte mult networking și am o listă foarte amplă de oameni din industrie diferite. Ok, pune pe oamenii în lista ta de resurse umane și vezi cum anume, în momentul în care te uiți la nevoile tale, poți să folosești acea relație pe care o ai cu oamenii. Da? Resurse de timp, de bani, de oameni, oameni însemnând networking sau echipa. Resurse tehnice, și aici mă refer, care sunt platformele pe care ți-ai pus afacerea sau pe care poți să-ți pui afacerea? Pentru că în momentul în care faci această listă cu resurse, Instagram, de exemplu, devine o resursă. Un loc în care poți să scot în lume bannerele promoționale pentru cartea pe care eu vreau să o vând. Dau un exemplu, da? În momentul în care ai lista cu resursele, te uiți la, am aceste resurse și începi să te gândești ce poți să faci cu ele. Vreau să fac o campanie pe Instagram, ok, care dintre resursele pe care le am aici trebuie implicate? Resursele de bani, de timp, de networking, poate dacă vrei să faci ceva pe partea de influencing sau pe partea de afiliere. Pornește de la resurse ca să nu te simți mic și neînsemnat. Fiecare dintre noi avem resurse, numai pentru că nu ne uităm la ce avem noi și ne uităm la, a, uite cum a făcut celălalt campania de influencer marketing, sigur a fost vreo 10.000 de euro, ne ofticăm și renunțăm. Dar dacă ne uităm în grădina noastră, s-ar putea să găsim soluții. Te rog. Vreau să intru un pic în detaliu aici, apropo de resursele pe care le avem. Da. Avem foarte multe resurse în social media, avem foarte multe platforme. Cum fac să nu sufăr de această frică de a nu rata ceva, the fear of missing out? Adică, îmi pun afacerea pe Instagram, dar dacă oamenii mei sunt pe Facebook, sau poate sunt pe LinkedIn, sau poate sunt pe YouTube, cum fac să-mi aleg o platformă și să mă țin de ea și să investesc în acea platformă care să-mi aducă cel mai mare venit și nu mă refer doar la bani, ci și la notorietate, la brand awareness și așa mai departe. Aici mă întorc din nou la cele două, viziune și business, ce vreau eu să scot în lume și avatarul de client. În momentul în care zic ce vreau eu să scot în lume, pun acolo în listă și care sunt la partea de resurse, pun în partea de resurse și know-how-ul pe care eu îl am. Dacă eu mă pricep foarte bine să fac video, îmi pun asta la resurse. Eu nu mă pricep să scriu, dar pot să fac video. Bun. Eu sunt copywriter, deci pot să scriu, dar nu fac video, că nu-mi place să stau în fața camerei. Ok, scrieți toate aceste lucruri în partea asta de ce vreau să scot pe lume, ce pot eu să pun pe masă, care sunt resursele pe care pot să le pun pe masă și apoi gândește cum anume se corelează ele cu avatarul. În momentul în care ai avatarul ideal,
în momentul în care te gândești la cine este avatarul, invariabil te gândești și pe ce platforme stă el. Dacă avatarul tău stă pe LinkedIn, nu te împrăștia pe alte platforme sau du-te pe alte platforme, dar nu cu același scop. Pentru că asta este una dintre, unul dintre motivele pentru care apare frustrarea. Folosesc 4 platforme și mă aștept ca toate să producă rezultate în același fel. Nu este realist. Dacă vânzarea, clientul tău ideal este pe LinkedIn, pune mai mult content acolo. Sigur, pune-l și pe Instagram ca să fie, că nu strică la imagine, dar asumă-ți că Instagram este pentru imagine, LinkedIn este pentru autoritate și vânzări. Deci, în momentul în care alegi platforma, indiferent pe care platformă alegi, eu îți recomand să te uiți și la ce te aștept să-ți aducă platforma și să fii obiectiv legat de asta. Că nu poți să te aștepți să faci o postare, n-ai scris nimic de 3 luni și faci o postare acum și te aștepți să vinzi că ai făcut o postare pe Facebook. Nu funcționează așa. Și atunci, ce vreau eu să scot în lume? Dacă mă pricep să fac video-uri, mă duc pe platforma, nu știu, să zicem că mă duc spre YouTube pentru că mi-e ușor să fac video-uri și după aceea, din video-urile respective, stai bucățele mici și le pun pe Reels sau pe TikTok, care sunt tot despre video-uri și care în acest moment sunt cele care organic produc cele mai bune rezultate pe Instagram, Reels-urile și TikTok ca partea de video. Ok, deci îmi fac o strategie pe partea de video pentru că asta mi-e ușor să scot în lume. După ce faci partea care ți-e mai ușor să o scoți în lume, te întreb care sunt oamenii de care am nevoie ca să pot să fac următorul nivel. Adică am video-urile pe care mi-e ușor să le filmez, am Reels-urile, pot să-mi iau oare un copywriter care să transforme video-ul meu de, să zicem, o oră într-un articol mai lung de 3.000-3.500 de cuvinte pe care să-l pun și pe blog și în momentul respectiv îți dai seama că tu nu știi copywriting, dar poți să contractezi pe cineva. Și nu înseamnă că trebuie să faci asta din ziua 1 în care îți lansezi afacerea. Înseamnă pur și simplu că poți să ai în mintea ta că 3 luni de zile fac videouri, YouTube, Instagram Reels și TikTok, 3 luni de zile constant fac acest content și după aceea văd cum anume fac repurpose de content, adică același content, îi schimb forma și îl pun pe altă platformă sau un alt format, respectiv pe altă platformă în funcție de fiecare. Dar cum îți alegi platforma este în primul rând plecând de la ce ți-e comod să faci la început, pus la un loc unde stă avatarul tău, de asta e important să ai avatarul, și apoi vine cireașa de pe tort la care toată lumea își dă ochii peste cap, faci teste. Adică, îți asumi că faci 3 săptămâni postări pe Instagram ca să vezi ce reacție aduc. Doar pe Instagram, stories, non-stop, foarte mult content, vezi ce rezultate îți aduc și zici, ok, sunt mulțumit de aceste rezultate, așa că vreau să continui să fac aici. Și după aceea spui, în următoarele 3 luni, dublez strategia de pe Instagram pe Facebook și observ ce se întâmplă. Dacă ceea ce se întâmplă e pe placul tău și îți place ce rezultate obții, continui. Dacă nu, aici intervine exact ce ziceam, ai voie să te răzgândești. Adică spui, Facebook nu este pentru mine, opresc pentru o perioadă Facebook și gata. Dacă vrei să folosești mai multe platforme ca să testezi, pui același conținut sau trebuie să pui pe fiecare platformă altfel, reformulat, în altă formă estetică? Sau poți să pui, să dai pur și simplu copy-paste și să pui același conținut pe toate platformele ca să vezi care merge, care produce cel mai bun engagement. Eu recomand să fie 70% același content, dar adaptat. Și îți dau un exemplu. Postările pe care eu le pun pe Facebook, în momentul în care le scriu pe Facebook, au mult mai multe emoticoane decât cele de pe LinkedIn. Textele, subiectele sunt aceleași. Deci e copy-paste texturi, dar pe LinkedIn nu pun atât de multe emoticoane pentru că acolo eticheta este professional. Pe Facebook, pentru că poate să fie un pic mai jucăuș, mă joc cu emoticoanele și pun mai multe hashtag-uri ca să fie mai multe culori, să fie un text mai ușor de citit, dar pe LinkedIn, chiar dacă este aceeași idee, nu pun acele culori. Pentru că ești professional. Uneori pe LinkedIn mai scot și glumele sau sarcasmul sau ironia pe care le folosesc în unele contexte pe Facebook ca să atrag atenția oamenilor. Deci, 70% poate fi același content, dar adaptează-l pentru contextul în care te afli pentru că nu vrei să o dai în ridicol. Nu vrei să pui un Reels, care, un video de 30 de secunde care pe TikTok este super amuzant, să-l pui și pe LinkedIn. Nu merge. Și atunci recomandarea mea este să te gândești, în primul rând, plecând de la idee, care sunt toate formatele în care poți să pui acea idee. Pentru că lumea se gândește invers, care sunt platformele pe care am nevoie să pun content. No, eu vin și zic, e mai ușor invers?
gândește ce idee. Vreau să fac o postare despre avatarul de client, de exemplu. Nu? Și mă întreb, cum ar trebui să fac această postare ca să aibă foarte mult sens pe YouTube? Trebuie să fie un video, ar fi ideal să aibă undeva între 5 și 7 minute, ca să fie scurt, adică să nu fac o conferință despre avatar, că știi că nu mai îmi tace gura dacă intrăm acolo. Bun. Apoi, cum pot să vorbesc despre avatar în 30-60 de secunde? Păi, ai putea să faci o serie de 5 videouri pe Reels și pe TikTok, chiar dacă este același text pe care îl spui în pagina de YouTube, pe Reels se segmentează. Ok. Și ce mai pot să mai fac? Pot să iau aceeași idee și să o pun într-un articol, care va fi două pagini a patru, pentru că în scris vine mai mult. Și ce mai pot să fac? Pot să fac un carusel pentru Instagram, aceleași idei, înțelegi? Du-te de la idee și după aia uită-te în toate formele în care poți să pui. Și încep cu formele în care ți-e comod, în cazul meu, pentru că eu sunt copywriter, mi-e ușor să scriu. Și atunci, iau ideea, fac textul și după aceea mă gândesc, ok, care sunt formatele în care pot să-l fac. Reels-urile, cum fac dacă ceea ce spun eu aici are 3 minute? Fac o serie de reels-uri. Ok, cum facem carusel? Iau ideile principale din ceea ce am scris, le pun în tabel, care, într-un tabel Excel le fac eu, cu 10 slide-uri, că atâtea îmi permite caruselul, și apoi scriu ce pun pe fiecare imagine din carusel în parte. Acel carusel se pune pe Instagram cu 10 slide-uri ca fiind carusel, îl salvez în PDF și îl urc și pe LinkedIn. Pentru că pe LinkedIn PDF arată mai bine carusel. Și în momentul ăla am pornit de la idee și m-am jucat cu formatul. Nu de la format și după aia ajung la idee. Pentru că, apropo că ai zis și de fear of missing out. Cum poți să scapi de asta? E să-ți asumi că you're gonna miss out. N-am cum să fiu, de exemplu, vineri de la ora 10 la ora 11 este o oră bună de interacționat pe Facebook, dar eu am acest interviu cu tine. I am missing out something there. Dar știu că pe altă parte există echilibru și e bine pentru mine să fiu aici. Deci, în primul rând, ca să scap de ideea de fear of missing out, este să-ți asumi că you're gonna miss out, dar că ceea ce you're gonna miss out nu o să fie atât de important ca ideile și lucrurile pe care le faci ca să obții ceea ce vrei. În momentul în care fear of missing out este foarte accentuată, este pentru că ție nu ți-e clar ce faci. Și atunci, orice vezi că fac alții, este, eu nu fac aia. Dar dacă tu observi că, nu știu, eu observ că nu-mi fac podcast-ul pe YouTube, îl fac doar audio, dar eu știu și de ce. Și atunci nu mă prea clatin când vine cineva, foai, ce tare ar fi să-ți faci podcast-ul pe YouTube. Așa este, ar fi, dar nu. Mă rog, filmat, că el este pe YouTube, dar este doar audio, da? În momentul în care tu faci pace cu tine legat de așa este, pierd niște oportunități în contextul XYZ, dar sunt ok cu asta pentru că și uite care e planul meu în spate, te poți liniști. Când nu ai un plan, atunci te clatin când vezi că toată lumea face, nu știu, 80 de reels-uri pe zi. Dau un exemplu. Da. Mă întorc la ce ai spus puțin mai devreme, că vineri, între 10 și 11, este cel mai bun timp să fii pe Facebook. Da, era. Care ar fi orele, pentru că toată lumea vrea să știe, când să posteze, care este cea mai bună oră, care este cea mai bună zi și mai vin cu încă o întrebare. De câte ori pe săptămână trebuie să postezi? De câte ori pe săptămână și la ce ore? Habar n-am. Spune-mi ce vinzi, spune-mi cine e avatarul tău de client și după aia poți să-ți fac un plan, pentru că îți dau un exemplu. Dacă ai un avatar de client care este mămică, după ora 10:30 și până în jurul orei 2 noaptea, ele sunt online. Și mai sunt online undeva la 5:30-6 dimineața până la 7:30. Atunci este hype foarte mare. Și dacă te întreb, da, cum știi astea? Gândește-te la cum arată o zi din viața unui mămici. În momentul în care știi cine este avatarul tău, în procesul de determinare de avatar, eu am și întrebarea asta. Cum arată o zi din viața avatarului tău? Pentru că dacă poți să-ți închipui cum arată o zi din viața lui în timpul săptămânii și o zi din viața lui în timpul weekendului, poți să-ți dai seama când există mai multe șanse ca el să fie online. Și atunci, la început, când încă nu ai instrumentele de insights de la Instagram sau Facebook, mergi pe bănuieli. Îmi închipui că o mamă stă atât de mult trează seara pentru că trebuie să-i culce pe toată lumea și abia apoi mai spală niște vase și dacă cumva ajunge să facă și ea un duș, pe la un 10:30-11 se pune în pace, începe să dea și eu un pic de scroll. Ok, deci de asta stă online. Da. Hai să luăm altceva. Dacă ai un avatar de client care este... Exemplul tău. Da? Da. De ce pentru tine
vineri între 10 și 11 este cel mai bun interval. Nu știu dacă este, dacă mai este, este un interval bun. De ce este un interval bun? Este pentru că felul în care am început eu să fac content, planul meu de content, este că am postările mai serioase până vineri. Zilele de vârf sunt marți și miercuri. Și vineri, de regulă, pun un content mai light sau pun o glumă, cum am pus adineauri, sau pun postări mai de suflet sau pun hashtag perspective, care sunt chestii legate de partea emoțională a antreprenoriatului, nu doar partea de rezultate. Și când fac asta la final de săptămână, când avatarul meu este epuizat și obosit și e vineri, și pentru că avatarul meu sunt antreprenor sau creator, soloprenor, când e vorba de partea de marketing, vinerea, atunci ei reacționează bine pentru că e un fel de damă, mă știe, mă simt, uite ce la fix a făcut postarea asta, înțelegi? Dar în restul săptămânii? Te rog. Și în restul săptămânii când postezi? Marți, miercuri și uneori joia. Și la ce oră? Am mai făcut teste și pentru partea de luni, dar acolo încă nu-mi dau seama exact dacă ține doar de zi și de sezonul anului, dar marți, miercuri cu siguranță se produc rezultate bune, iar orele variază și în funcție de platformă și în funcție de ce fel de content vreau să pun. De exemplu, podcastul, episodul de podcast apare în fiecare miercuri și îl public undeva în jurul orei 8:40. Atunci apare pe social media, chiar dacă pe platformele de streaming apare mai repede, dar aia este ora la care reacționează lumea în momentul în care îl fac public. Cum mi-am dat eu seama că se întâmplă este undeva în jurul orei 8:30, 9:10, reacționamentul meu fiind, cunoscându-mi un pic audiența și văzând cine sunt oamenii, că o să-ți răspund și la cum îți dai seama care e ora bună. Îmi închipui că avatarul meu pleacă undeva pe la 8 de acasă, ca să ajungă pe un 9:00 la birou, și atunci ajunge pe la 9:20 la birou, își face o cafea sau își ia un pahar cu apă, mai dă ultimul scroll înainte să se apuce, să intre în lucru efectiv, apoi lucrează în 2 ore, de la 9:00 la 11:30, și apoi încetinește pentru că se apropie partea de mi-e foame, îmi trebuie un snack și vine prânzul 12:30, 1. Și atunci mi-am dat seama că în perioada asta, în intervalul 8-9, 8:30-9, oamenii sunt fie în mașină, fie pe drum, fie în metrou, fie în petroleu și încă mai dau un pic de scroll. Sau, pentru aceia care sunt în work from home și încep doar de la 9, sunt în stadiu de băut cafea, mâncat ceva rapid și atunci dau scroll. Nu există regulă despre orele astea sunt bune pentru toată lumea. Nu există. Există testez și există cum arată o zi din viața avatarului tău ca să-ți dai seama când este cel mai bine să postezi. Același content pe care îl pun la 8:30-9 pe Facebook funcționează foarte bine între orele 11 și 1 pe Instagram. Ok. Apoi funcționează... Da. Și apoi funcționează foarte bine între 11 și 12 pus pe LinkedIn, dar și între 7 și 8 dimineața pe LinkedIn. Astea sunt toate observații din ce am văzut eu, da? Adică se întâmplă să fac și chiar am făcut o postare săptămâna asta luni în care la final am scris, inclusiv asta este o postare de test, tocmai ca să încurajez pe oameni să facă aceste teste, pentru că luni am postat în loc de 8:25 la 9:25. Și care a fost rezultatul? Nu știu dacă faptul că am zis că este un test i-a făcut pe oameni să interacționeze, dar nu o să mai zic asta, dar a funcționat foarte bine în dimineața respectivă, probabil și pentru că subiectul era unul care interesa, pentru că asta e altă chestie. Pot să postez 5 săptămâni la rând subiect de interes la o oră bună și apoi în a 6-a săptămână să pui la aceeași oră, dar să schimb subiectul radical și să nu meargă bine. Nu întotdeauna este doar despre ore, este despre și ce postez. Și atunci, în unele contexte, cum a fost și luni, la mine cred că a fost pentru că am vorbit exact despre partea de teste și numere și stories. Și atunci a fost ceva ce luni dimineața se potrivea cu ideea de începem lucru, era energie masculină, numere și grafice. Da? Și s-a potrivit. Dar probabil în alte momente în care luni dimineața eu aș vrea să scriu ceva mai romantic, să zic așa, oamenii care sunt în energia de hai să facem că e luni dimineața, nu reacționează. Deci este despre oră și despre ce pui în respectivă oră și apoi este despre observi. Adică eu am observat cine au fost oamenii care au răspuns luni. Foarte rocket science. Intri la ei pe profil și te uiți cine sunt oamenii și vezi și tu care sunt orele la care postează ei. În momentul în care apare că Mădălina a postat 3 hours ago, 3 hours ago era ora cu tare, ok, deci Mădă era online la ora respectivă. Și dacă te uiți la oameni, între cei care te urmăresc, este inevitabil să observi un pattern. Pentru că, conștient sau ba, fiecare dintre noi avem pattern-uri, rutine și ele se observă. Dar cei mai mulți dintre noi nu stăm să le observăm. Asta e bariul, de fapt. Pentru că necesită timp, atenție
și implicare. Apropo de rutină, pentru că spuneai mai devreme de rutină și pentru că vorbim despre cât să postezi, cum să postezi, unde să postezi, cum, practic cum să vinzi cel mai bine, ai un număr strict de postări pe care trebuie să le pui pe săptămână, să spunem 2 postări în newsfeed, 2 reels, 7 Insta story și mai știu eu ce? Nu am ceva bătut în cuie pentru că depinde de modelul de afacere. Dacă modelul tău de afacere are nevoie de foarte multă vizibilitate și dacă te bazezi pe social media, atunci evident trebuie să fii mai mult acolo. Dacă modelul tău de afacere, cum este și în cazul meu pe partea de consultanță, se bazează foarte mult pe partea de recomandări, pe partea de... Eu nici nu știu dacă am făcut vreo postare pe Facebook vreodată de hai să fac consultanță cu tine. Dar postările pe care eu le fac, 70-75% dintre ele sunt postări în care dau din know-how-ul meu, pentru că dau din know-how-ul meu, vin oameni și mă întreabă, am văzut că ai scris despre chestia, oare putea să mă ajut și pe mine cu? Și apoi se naște ofertă, semnăm sau nu semnăm și așa mai departe. Deci depinde ce strategie ai. Dacă ai o strategie în care vrei musai să ai 10.000 de follower pe Instagram, că așa vrei tu să-i ai, atunci ai nevoie de mult content. Și ca să și răspund punctual, eu recomand, dar ăsta este răspunsul pe care mi l-am format după 2 ani de zile în care toată lumea m-a întrebat, dă-mi numere, că lumea vrea să le dai, să le dai planul. Da, pentru... să știe exact câte story-uri pe zi să pun, la ce oră să le postez, pe ce platformă să o pun. Au nevoie de chestii cât mai concrete posibil. Bun, adevărul adevărat este că nimeni nu știe, adică nici măcar Mark Zuckerberg, care are DITAI platformă, n-ar putea să-ți spună pentru afacerea ta din Cluj funcționează aia. Ei, și el ți-ar spune, hai să testăm. Bun, pentru că până la urmă, cei care reacționează la orice publicăm, noi sunt oameni. Și oamenii au niște vieți și în funcție de ce se întâmplă în viețile lor, ei reacționează sau acționează în direcția în care vrem noi. Dar ca să dau numere, recomandarea mea este așa. Dacă ești la început de business, fă câte 3 postări pe săptămână, cel puțin 3 luni de zile, fără să te oprești. 3 postări. De după content, content, nu vânzare. Nu, content, content. Eu recomand foarte mult să faci partea de content, mai ales la început, pentru că partea de content îți aduce autoritate. Partea de influencer marketing și număr de follower este despre imagine, dar autoritatea e altceva. Și cred că se vede și se va vedea din ce în ce mai mult, pentru că și Instagram... Cred că și pe partea de Reel și pe partea de TikTok începe să-și schimbe un pic algoritmul și eu, urmărind anumiți influenceri, văd că le scad cifrele drastic. Ce se întâmplă este că partea de imagine nu mai este suficient, lumea începe să ceară autoritate. Ok, înțeleg că ai 200.000 de follower, dar tu ce știi să faci de fapt? Și atunci eu ce încurajez oamenii este, lucrează la imagine, dar mai bine pune plus pe autoritate, pentru că în cazul în care ai autoritate, imaginea poate să devină o consecință. Da? Și atunci, faci 3 postări pe săptămână, timp de 3 luni de zile și la stories, ideal ar fi să ai cel puțin 5 stories pe zi. Dacă poți să le împarți pe timeline-uri încât să ai, să zicem, 2 dimineața între 9 și între 8 și 10, după aceea să mai pui și la prânz una și încă una seara sau 2, în moment, scopul story-urilor este să fii pe tot parcursul zilei cât este treaz avatarul tău de client, să-i apare în bulinuța aia de sus în care să-l faci să dea click. Da? Deci o dependență în felul ăsta. Și se creează și o relație. Sunt obișnuit să-mi apară cutare acolo sus și sunt obișnuit să urmăresc activitatea. 3 postări pe săptămână timp de 3 luni, 5 stories în medie pe zi. Evident, dacă pui mai multe, e și mai bine pentru că rămâi engaged acolo cu oamenii. Dacă e vorba de, să zicem, newslettere. Recomand să fie în funcție de modelul de business și în funcție de cât de bine te pricep la asta, cât de mare e baza ta de date și așa mai departe, unul pe săptămână, dar să fie unul bine făcut. Dacă nu poți să faci să fie bine făcut decât o dată pe lună, fă-l o dată pe lună. Calitatea începe să conteze mult mai mult decât cantitatea. Am zis de stories, am zis de postări, am zis de newsletter, la episoade de podcast. Eu recomand să fie unul pe săptămână. Deși este greu să faci unul pe săptămână, confirm asta. De exemplu, fac unul pe lună pentru că atât pot, atât am timp și am zis, cum ziceai tu mai devreme, știu că pierd niște lucruri, dar atât pot și prefer să fac unul care să fie ok decât să fac 4 care să fie ish. Exact, exact. Deci, dar asta vine din, ți-ai făcut lista de resurse. Cât timp am eu să implic în acest proiect?
totul pleacă de la această negociere cu tine, pentru că degeaba vin eu și spun trebuie să faci 4 episoade de podcast dacă tu, din punct de vedere a obiectivelor și a business-ului tău, faci banii altfel, nu ai nevoie să fie 4. Da? De exemplu, dacă intră acum oamenii care ne urmăresc pe Instagram la mine și văd că sunt undeva la 2000-3000 de follower, o să zic că fata asta vrea să mă învețe pe mine despre marketing, dar are 3000 de follower. That's fine. Ideea este că fata asta nu are modelul de business bazat pe numărul de followeri. Înțelegi? Eu nu mi-am făcut modelul de business încât să fie pe partea de influencing ca și număr, ci pe partea de autoritate. Și atunci, dacă eu mi-obțin clienții, eu mi-am stabilit obiectivele, eu reușesc să mi le împlinesc, eu decid dacă vreau să investesc sau nu ca să cresc acele numere. Da? Ai vorbit de investiții. Da. Vreau să mă leg de asta. Te rog. Să te întreb. Sunt antreprenor la început de drum sau poate acum îmi construiesc ideea de a-mi lansa afacerea. Câți bani ar trebui să investesc în marketing ca să obțin rezultate scontate și să am un început de drum care să mă motiveze? Adică, nu știu, bag 500 de euro într-o reclamă ca să scot, nu știu, 1000, 1500. Și asta ar trebui să mă mulțumească? Sau cum ar trebui să fac ca să-mi pun afacerea pe picioare de la bun început? Depinde ce vrei să scoți în lume. Depinde de modelul de afacere. Pentru că dacă ai un produs care este high-end, 1500 de lei un produs, ai nevoie de 3 vânzări pe zi ca să fii bine. Dar dacă vinzi un produs de 30 de lei, o să-ți trebuiască un pic mai mult. Deci, totul pleacă de la modelul tău de business, pus la un loc cu avatarul de client și amintește-ți resursele pe care le poți pune în partea de marketing. Mai ales pentru afacerile la început de drum, eu îi încurajez foarte mult să lucreze pe partea de content marketing ca să obțină rezultate organic. În momentul în care ți-e clar ce faci pe partea organică, nu va mai fi nevoie să dai sume astronomice pe partea de advertising. Sunt săptămânal oameni care îmi scriu, mă, de 2 ani de zile am făcut doar advertising, n-am făcut deloc content marketing, acum am ajuns să-mi dau seama că trebuie content marketing. Well, join the club, o să-l faci. Să scrii, pentru cei care nu știu, content marketing, content organic, înseamnă să pui postări în care să le vorbești oamenilor despre ceea ce te pricep cel mai bine, despre ceea ce știi cel mai bine, să dai know-how din meseria pe care ți-ai ales-o. Adică să scrii gratis, să dai tips and tricks gratuite comunității pe care vrei să ți-o formezi, sperând că la un moment dat ei se vor întoarce ca clienți. Da. Content marketing este orice postare, banner, video, video scurt, video lung, story, orice chestie care este gândită în așa fel încât să ofere o informație despre ce știu eu, ce vând eu, ce know-how am eu, care ajunge la public. Ajungând la public, îl face pe public să înțeleagă, a, deci asta știe, mă, de bun, bun, deci când o să am nevoie de aia, o să mă duc la ea. Nu înseamnă că în momentul în care vede postarea, devine client. Nu așa funcționează, da? Aici vine întrebarea, pentru că nu mulți își permit să creeze content marketing pentru că au de plătit facturi. Noi trebuie să mâncăm în fiecare zi, în fiecare lună ne vin facturile și atunci... Cât timp să creezi content marketing și când să încep să bag bani în reclamă? Și câți bani? Revin la întrebarea anterioară. Ok. La partea de content marketing, în momentul în care te gândești să lansezi o afacere, mie mi se pare că nu este mă gândesc să fac afacerea și după aia fac marketing. Când te gândești să faci afacerea, pui marketingul pe masa discuțiilor. Dacă nu-l pui, tu nu faci o afacere. Tu ai o idee, un proiect pe care vrei să-l scoți în lume. Dar ca să faci bani pe bune, ai nevoie ca cineva să cumpere. Noi avem nevoie de clienți și de audiență ca să ne valideze ideea. Dacă ai o idee de afaceri, dar nu știi cui vinzi, n-ai o afacere. Că nu se întâmplă transferul între cele două părți. Și atunci, în momentul în care te gândești la planul de afacere, ce vreau să scot în lume, invariabil vei pune marketing acolo. Că marketing înseamnă să vorbesc cu verișoara mea care știu că este videograf, nu știu unde să vină să facă un video, ăla este marketing și atunci mă întorc la resurse. Pe lista ta de resurse, în primele luni de afacere, înainte să-ți lansezi afacerea, în primele luni de lucrat în bucătărie internă, înainte de lansare, puneți resursele pe care le poți folosi ca să creezi materiale care intră în sfera marketingului. Nu costă atât de mult pe cât își închipuie lumea. Găsești copywriter care costă până într-o 1000-1200 de lei ca să-ți facă, să zicem, 10 postări pe lună bine făcute, că și asta și calitatea contează, da? Găsești graphic designer la care
eu le desenez pe tabletă ce banner vreau. Îl vreau dreptunghiular și vreau să aibă logo-ul mic în dreapta și vreau să scrie sus nu știu ce. Nu este rocket science, dar trebuie să dedici timp. Și atunci, dacă nu ai buget extraordinar de advertising, schimbul se face în timp. Înainte să lansezi afacerea, pregătește-ți cel puțin un plan pe 3 luni de ce postări o să facem după ce facem lansarea. Ziua 0 este lansarea, nu? Bun, 3 luni de acum încolo, ce postăm? Dacă îți faci acest plan, poți să optimizezi și costurile, pentru că în loc să mergi la un copywriter freelancer și să-i spui vreau să lucrez cu tine, cât timp vedem, cât merge, îi spui vreau un plan pe 3 luni de zile care să implice 3 postări pe săptămână și 5 stories pe zi și vreau să faci asta și după aia mergi la un graphic designer și îi spui copywriterul ăsta mi-a făcut atâtea postări, am nevoie de câte un banner pentru fiecare, vreau să fie logo-ul așa, vreau culoarea să fie verde, asta este identitatea brandului meu și încet, încet construiești. După ce ai construit parte din ceea ce vrei să scoți în lume, scoți în lume. Și vin reacțiile. Îți dai seama că faci postări o lună de zile și începi să vezi că 2, 3, 5 dintre acele postări strânesc mai multe reacții. La acelea le dai advertising. Dacă tu nu faci content marketing-ul, dacă nu faci postările organice și bagi bani din prima fără să faci test, pierzi niște oportunități să observi reacții. Ia-ți timp o lună să faci postări ca să observi ce se întâmplă organic și după aceea vină cu banii. La început poți să ai 1000 de lei buget de advertising dacă omul tău de advertising este bun. Și aici vreau să trag un semnal de alarmă pentru aceia care sunt mai ales la început de drum. Știu că pare foarte ușor. Orice copil de 20 de ani vine și zice, da, pot eu să-ți fac postările pe Facebook, nu-i mare lucru. Așa este, nu-i mare lucru aparent. Practic, este un pic mai mare lucru decât pare. Orele la care postezi, felul în care te exprimi, ce scrii, ce nu scrii, toate alea contează. Postare pe Facebook nu este, intră la noi pe site, www.site.ro. Aia nu este content marketing, aia este, încerc să fac ceva ca așa vrei tu, eu nu vreau ca și client, da? Și atunci, dincolo de toți oamenii care pretind că știu să facă lucruri legate de marketing, căutați-vă oameni la care puteți să le cereți studii de caz ca exemple. Să vină să-mi zică mie un advertiser, uite, pe nișa de cărți, am lucrat și cu domnul Popescu și la domnul Popescu pe un buget de 15.000 de lei în 3 luni de zile, i-am produs aceste rezultate. Nu există, dacă, știu că mulți antreprenori vor asta, asigurare că dacă faci advertising o să și funcționeze. Nu, pentru că oamenii care fac advertising știu cum să seteze tehnic reclamele pentru ca ele să funcționeze și să producă rezultate. Dar roboțelul din spate, algoritmul, nu este în controlul advertiserilor. Da, este roboțelul lui Facebook sau al lui Google sau al cui o fi, dar nu este al meu ca om de advertising să zic, da, sigur, dacă bași 5.000 de lei, garantat scoți 10.000 de lei. Nu există, pentru că noi ne folosim de instrumentele lui Facebook ca să obținem rezultate. Oamenii de advertising pot, cel mult, și de asta am zis atenție mare, să fie foarte buni și foarte cu experiență, să știe la ce detalii să se uite ca să-ți regleze ție reclamele, dar nu-ți pot garanta rezultatele pentru că nu ei au inventat roboțelul. Punct. Și atunci, eu sunt mare fan content marketing pentru că dacă eu am un blog pe care am 7 articole, în loc să fac reclame pe Google de hai și cumpără ce-o-i fi având eu de vânzare, eu fac promovare pe articol. Și câți bani bagi pe un articol? Depinde de ce buget ai tu. Au fost afaceri la care n-aveam mai mult de 50 de lei pe săptămână să dăm pe articolul respectiv. Și era suficient. Da. Funcționa pentru că aducea 30-50 de oameni care să creeze bulgărele de zăpadă. În funcție de câți bani ai, îți cumperi timp, cumperi viteza. Ai 15.000 de lei să băgăm pe o lună, minunat, o să avem viteză mai mare la obținut rezultate. Nu ai bani ăia, ok, e în regulă, dar să știi că vor veni rezultate un pic mai lent. Vor veni, cu siguranță vor apărea, dar un pic mai lent și un pic diferit de cum anume îți închipui tu, dacă vrei să fie foarte pe repede înainte. Deci bugetele pe care le avem pentru partea de marketing nu cumpără întotdeauna rezultate direct, ci ne cumpără timp ca rezultatele să apară. Ok, deci funcționează și cu 50 de lei pe săptămână, 200 de lei pe lună. Funcționează, da, numai că nu funcționează la nivelul... Exact, nu funcționează la nivelul de 3.000 de like-uri pe Facebook. Știi?
funcționează, la un anumit nivel funcționează, suficient că să-ți dai seama cum funcționează roboțelul, suficient că să-ți dai seama, ok, deci pe 50 de lei pe săptămână am obținut atâtea like-uri, dacă băgăm 100, hai să vedem. Și apare din nou aceeași chestie despre care vorbeam. Fă teste. Dar asta este pentru un articol. Dacă, de exemplu, vreau să fac o reclamă pentru un curs sau pentru un set de lumânări, că ai vorbit mai devreme de lumânări. Deci aia este o reclamă pentru vânzare, nu e reclamă pentru brand awareness, cum este în cazul articolului. Dacă eu un articol îți pun un link spre lumânări și tu intri în site și le comanzi, înțelegi ce fac? E ca și când fac reclamă la un articol ca să nu pară că vreau ca tu să cumperi, să nu pară, hai te rog și cumpără, îți dau informații despre, uite ce conțin lumânările, uite de ce e mai bună lumânarea mea decât una toxică, uite ce nuanțe avem și uite ce fain ar arăta, ai pui și câteva poze și după aia îl trimiți pe om în site. Tu ai încălzit un pic relația cu el, că atunci când intră în site să nu fie complet rece, la asta mă refeream. Deci și articolele când le promovezi, le promovezi cu un obiectiv, evident. Dar funcționează și advertising făcut pe partea de sales cu buget mic. La un anumit nivel funcționează și dacă faci, aici eu nu sunt expertă pe partea de advertising, dar eu recomand, și am vorbit și cu alți advertiser despre asta, indiferent ce buget ai, să îți asumi că 3 săptămâni, o lună, din momentul în care dai start prima dată reclamelor, 3 săptămâni, o lună este timpul de care are nevoie algoritmul, roboțelul, să se învețe cu afacerea Mădălina Vasiu, care a apărut pe Facebook, care vinde aia și aia. Pentru că roboțelul este setat să adune niște informații pe care informații poate că nu le are din prima de când i-a dat un click. Și atunci are nevoie de 2, 3, 4 săptămâni, în medie sunt 4 săptămâni, să învețe care este afacerea ta, cum funcționează, cum reacționează audiența ta și cam după 3-4 săptămâni începe să-ți livreze super rezultate. Dar lumea se așteaptă că dacă dau startul la reclame astăzi, mâine să-mi explodeze vânzările și asta nu se întâmplă și atunci apar discuțiile despre, păi da, dar i-am dat bani la ăla pe o lună și nu am avut rezultate. Da, cu alte cuvinte, dacă vreau să vând lumânări de Crăciun, nu mă pot să fac reclama pe 15 decembrie în ideea că, da, mai e puțin până la Crăciun și uite, oamenii vor veni să cumpere. Trebuie să fac din noiembrie reclama. Trebuie să o faci de pe în august-septembrie ca să prind și Black Friday-ul, ca să prind și ce poți să faci cel mai bine și mai ales când ai o afacere mică și nu ai buget, este ca în 15, când știi că mai sunt 10 zile până la Crăciun, să bagi organic extraordinar de mult. În loc de 5 stories, pune 15 pe zi. În loc de 3 postări pe săptămână, pune 3 pe zi. Dar pune gaz pe foc, folosind partea organică în ultimele zile înainte, pentru că efortul este diferit. Da, costă să faci bannerele, costă să faci textele, dar partea bună este că acel content organic îți rămâne pe pagină și după ce trece agitația de Crăciun, tu poți să te întorci și să vezi. Uite, postarea cu lumânarea aia roz a funcționat foarte bine. Ok, poza aia o punem într-o reclamă la care îi dăm 300 de lei buget ca să ne aducă vânzări. Înțelegi? Deci, practic, îmi folosesc din timp partea de paid, că este un algoritm care nu e în controlul meu, dar este în controlul meu să postez la 9, la 11 și la 3 după amiază. Dar ce faci cu rușine? Mi-e rușine să le trimit mail-uri oamenilor. Ce să zic, că uite, s-a apucat și asta să vândă, nu știu, lumânări. Sau frica de reacții. Frica de lipsa reacțiilor, pentru că și asta poate să producă anxietate foarte mare, sau frica de reacții negative. Cum le împaci? Trebuie să ai rușine sau frică în momentul în care te apuci de o afacere online? Nu știu dacă este despre trebuie să le ai, dar eu recomand să fim conștienți că le avem. Într-o mai mică sau mai mare măsură fiecare dintre noi le avem, dar mă întorc la cu ce am început discuția. Când lista mea este foarte clară de ce mi-aduce mie plăcere, e mult mai ușor să gestionez momentele de non-reacție care vin de la alții. Pentru că mie mi-aduce plăcere și atunci un prim indicator și de ce tot faci postările alea? Pentru că mie mi-aduc plăcere în primul rând și în al doilea rând pentru că obții rezultatele astea, astea și astea. Dar când tu nu ai lămurit nici partea asta, când ceea ce scos tu în lume nici nu-ți face neapărat plăcere, e mult mai nasoală starea emoțională. Pentru că nici nu-mi place ce fac, nici nu obții rezultate, de ce aș face asta? De asta, în momentul în care este vorba de business, cel puțin la felul în care văd eu lucrurile, la felul în care am ajuns acum, după niște ani de făcut consultanță, după niște ani de trecut eu prin transformări, pentru că inclusiv acum sunt în mijlocul unei transformări,
Mie îmi pare că cele mai multe răspunsuri vin din momentele în care răspund și la întrebări care nu țin doar de ce afaceri sunt la mod acum, ce merge în piață, care e cifra de afaceri pentru jucătorii cu tare și uite, înseamnă că este loc pe piață dacă ei au crescut nu știu cât, ci în momentul în care, pe lângă informațiile astea, dacă ai în minte matematică și logică și ai nevoie de aceste informații, înțeleg, eu pun și întrebările care țin de starea emoțională, pentru că m-am învățat eu în ultimii ani, în momentul în care e ceva ce-ți place, chiar dacă o să ai zile în care e mai greu, o să-ți fie mai ușor să te ridici din zilele în care e greu. Pentru că îți place domeniul în care ești. Dar în momentul în care nici nu-ți place, o să fie... o să te chinui. De asta, în momentul în care desenezi un business, eu pun la un loc asta. Ce-ți place, ce știi să faci și ce are nevoie piața. Cel mai greu este, din perspectiva mea și legat de frică și rușine, că nu ne cunoaștem pe noi. Nu avem încrederea în sine să recunoaștem. Da, eu mă pricep foarte bine să fac structură. Da, eu mă pricep foarte bine să fac ordine, fie că e vorba de oameni, pentru că uitându-mă în trecut îmi dau seama că în cele mai multe contexte, dacă ne lăsau profii singuri pe colegii de clasă să organizăm o treabă, mădă se trezea și spunea tu faci aia, tu faci aia, tu faci aia, dirijam. Da? În multe contexte din afară treaba asta se vede ca aroganță. Bine mă că te baci tu și invitația mea era, dar hai bagă-te tu. Și nu se băga nimeni, pentru că ăla era un moment în care eu trebuia să zic o fac din ego sau o fac pentru că văd că nimeni nu o face și știu despre mine că pot să. Dar atât de mulți dintre noi am învățat să ne închidem gura în momentul în care ne zicea cineva, bine mă, că te bași tu în seamă, încât acum, în partea de business, retrăim exact aceeași chestie. Bine mă, că te bași tu în seamă. Răspunsul ar trebui să fie, da, mă bag pentru că mă pricep. Fără ego, fără piept în față, aroganță, ci pur și simplu cu asumare de sine. Principala conversație care mi se pare mie că lipsește este exact asta despre aturile noastre personale. Și inclusiv eu, chiar zilele trecute și în următoarele săptămâni, o să lucrez pe exact asta, pe stima de sine, tocmai pentru că nu-mi place cât de tare mă clatin în anumite momente în care am, cum să zic, știu că am mai făcut lucrul ăla, știu că am mai lucrat în industria X, dar când vine un client și îmi spune că vrea să lucreze cu mine, toate transpirațiile mă trec de vai, oare o să pot să-i livrez omului respectiv cu tare lucru. Și nu este realist să am acea frică pentru că am studiu de caz care demonstrează că știu, am cunoștințele pe care le-am învățat de la acel studiu de caz până în acest moment în care omul a venit să mă întrebe, omul, clientul, a simțit din ce i-am zis eu că poate să aibă încredere în mine că pot să-i livrez și eu când rămân cu mine sunt toată vai de mine, nu știu dacă pot să-i livrez. Asta nu are legătură. Toate cuvinte, din ce spui tu, înțeleg că încrederea în noi și în autoritatea noastră profesională sunt rezerva noastră de putere. Și acolo trebuie să ne întâlnim. Da. Singura. E singurul loc în care te poți întoarce în momentul în care resursele fizice, bani, follower, orice care se măsoară în cifre, numere, cantitate, dispare. Pentru că sunt multe contexte și au fost multe contexte, dacă îi asculți pe antreprenorii foarte mari, care au ajuns la niște cifre extraordinare, ei când vorbesc despre cum au depășit momentele grele, nu le vorbesc, da, și-am băgat 200 de milioane de euro ca să ies din... Nu. Ei vorbesc despre și-am stat emoțional în momentul ăla și mi-a fost frică și-am... În momentele în care vin încercări în business, oricum ne întoarcem la partea emoțională. Dar dacă la început, când începi un business, vin eu și zic, vezi că 70% din 70-80% din afacere este despre emoții, n-are legătură. Business-ul este despre matematică și cifre și tabele. Nu e chiar așa. Și atunci, cumva, asta e o chestie pe care am învățat-o. Avem un proces fiecare dintre noi. Unii dintre noi înțelegem încă de la început că e și despre emoții parte de business și atunci lucrăm cu stima de sine, cu încrederea în noi, cu, a, uite ce interesant, mi se strânge stomacul când îmi cere cineva o ofertă, bun, de văzut ce e acolo. Unii dintre noi înțelegem asta și o integrăm în business, alții dintre noi facem business vreo 10 ani, după aia ne lovim de partea emoțională și zicem, ok, am o problemă pe care nu pot rezolva cu un Excel, ce fac? Și mergi către coach, către mentori, către terapeuți, dacă ai nevoie și tot ajungi. Mie mi se pare că mai repede sau mai târziu tot ajungi să vorbești despre emoții în afaceri, doar că în funcție de felul tău de a fi, accepți asta mai ușor sau mai greu. Pentru că ne apropiem de final, aș mai fi stat de vorbă cu tine încă 7 zile de acum încolo și cred că tot n-am fi epuizat acest subiect. Vreau să îți mai adresez două întrebări. Prima, care sunt cele mai mari greșeli pe care tu le-ai făcut sau pe care tu le vezi
la antreprenori și pe care le putem evita, adică să învățăm din ele. Asta este prima și revin după răspuns și cu a doua. Una dintre cele mai mari greșeli pe care o văd la antreprenori mari sau mici sau soloprenori sau creatori este legată de a pune pe hârtie, a crea contracte în care contracte să fie foarte clar cine, ce face, pe ce bani și până când. Foarte mulți antreprenori, că este vorba despre relația antreprenorului cu un furnizor pe marketing sau relația unui consultant cu un client, nu fac contracte. Cele mai mari probleme ale mele personale în drumul de antreprenoriat au venit din faptul că nu au existat contracte, nu au existat discuțiile un pic tensionate despre cine câte procente are din afacere, cine câți bani bagă în afacere și cine câți bani ia din afacere când ne ies rezultatele. Pentru că, de obicei, când ne punem la masa discuțiilor să facem o afacere, toată lumea este cu facem tot ce trebuie, o să fie bine și suntem optimiști. Dar, cel puțin din experiența mea, viața mi-a arătat că nu este așa și ăsta este primul sfat pe care îl dau antreprenorilor mici sau mari. Investiți în a avea contracte bine făcute. Costă, avocații costă, dar felul în care te protejează un contract, felul în care te simți în momentul în care pe baza unui contract începi un acord, fie ca prestator de servicii, fie ca antreprenor care îl contractezi pe X pentru niște servicii, este o liniște care îți așează fundația și creează un parteneriat de business curat. Deci contracte sau măcar gentleman's agreement, dar ceva să fie înscris, semnat și agreat de părțile implicate în acel schimb. Asta este prima. Și a doua este legată de a încetini. Asta înseamnă că eu le recomand oamenilor ca o dată pe trimestru să aibă o săptămână în care încetinesc ritmul ca să se uite la ce rezultate obțin. Sunt multe momente și chiar aseară ne pregătim să avem astăzi ședința managerială a partenerilor de la Grai și aseară vorbeam, făceam cash flow în casările pe anul ăsta și așa. Și chiar aseară vorbeam despre faptul că atât de mult am fost ancorată eu personal anul ăsta în a face, în a livra pentru clienți, încât aseară când am aflat cifrele, eram, păi, dar sumele astea sunt chiar mari, bravo mie. Dar numai aseară. Pe tot parcursul anului aș fi avut zeci de momente în care poate dacă mi-aș fi zis atunci, bravo, mie stima mea de sine era altundeva. Dar n-am încetinit să mă uit. Da? Și atunci dacă mă întorc la exact ce vorbeam adineaori despre stima de sine și care ne sunt problemele de fapt, asta vă încurajez. Odată la 3 luni, luați-vă o săptămână în care să vă uitați matematic, obiectiv, la cifrele din afacere, indiferent că e o afacere mică sau una în care acum vinzi primele 3 lumânări, nu contează. Și uită-te la reușitele tale, uită-te la victoriile mici pe care le-ai avut în astea 3 luni și felicită-te pentru ele. Și gândește-te, uai ce fain am făcut până acum, hai să văd ce pot să fac mai bine. Și nu începe următorul trimestru fără să te întrebi ce pot să fac mai bine. Am făcut greșeala asta, în continuare încă o fac, pentru că dacă nu o făceam, s-ar putea să putem drege, pentru că în prima săptămână din ianuarie asta ne-am propus să fie doar despre a face planning și ordine și conștientizare la noi în Grai. Dar, realmente, din inerția lunilor și cum trec ele, până acum au fost mult mai multe momentele în care n-am încetinit, mult mai multe momentele în care ne-ar fi prins bine să încetinim și de asta acum ăsta este sfatul meu. La fel cum îți programezi în calendar, nu știu, să duc actele la conta, programează-ți în calendar și să-mi iau 48 de ore cu echipa în care să ne uităm la rezultate, la cifre și să ne celebrăm victoriile și după ce ne celebrăm victoriile să zicem, no, bun, cum facem să menținem cel puțin acest nivel și să urcăm un pic. Astea două. Faceți acte. Și doi, încetiniți din când în când ca să vă bucurați de munca voastră. Mulțumesc și ultima întrebare. Care ar fi din punctul tău de vedere al specialistului cel mai bun truc de comunicare prin care oamenii să-și poată transmită mesajul cu impact și cu interes pentru fiecare avatar de client? Cel mai simplu truc și cel care schimbă perspective și pentru antreprenori și pentru clienți este cel în care schimb conversația de la caracteristicile produselor sau serviciilor tale în beneficiile clientului. Și aici mă refer și dau un exemplu pe care îl dau de fiecare dată când vorbesc despre asta. Când Apple a lansat iPod-ul ăla mic, au fost 2 conversații. Cea tehnică în care ziceau că are nu știu câți giga și nu știu ce putere și nu știu ce
chestii tehnice, da? Și partea de marketing, partea de vânzare, care s-a făcut cu un advertising în jurul unei idei. 1000 de melodii în buzunarul tău. Da? Pentru că ei s-au gândit care e beneficiul pe care îl înțelege clientul meu, înțelege beneficiul tradus așa. Și atunci, ăsta este trucul pe care îl recomand oricui. Orice caracteristică tehnică, orice caracteristică legată de business-ul tău vrei să scoți în lume, întreabă-te, după ce spui caracteristica respectivă, pune o virgulă și întreabă-te așa și, ca și când ar fi în fața ta clientul și te-ar întreba, suntem de 20 de ani pe piață și clientul întreabă, a, așa și cu ce mă ajută pe mine asta? Și tu îi pui virgulă. Eu da. Cum aleg. Exact. Și tu pui virgulă și îi spui și asta înseamnă că, indiferent dacă știm sau nu care este soluția pentru tine, o putem găsi pentru că ne-am adaptat în acești 20 de ani, am reușit să rămânem pe piață într-o piață care s-a schimbat. Zim ce-i despre mine, clientul, cum mă ajută pe mine că iPod-ul are 200, nu știu cât de giga vrăjel, nu știu, da? Ai 1000 de melodii în buzunarul tău, asta e ce cumpăr eu. Da, înțeleg partea tehnică, dar eu cumpăr reușita și beneficiul meu. Și atunci, indiferent că este vorba despre scris text în site, făcut postări pe Instagram, Facebook sau orice alt canal, concentrați-vă pe a comunica un pic mai mult în beneficiile clientului decât în despre mine și afacerea mea. Madalina, îți mulțumesc foarte mult. Sper că oamenii au luat foarte multe informații prețioase. Eu cu siguranță am rămas cu foarte multe din acest interviu. M-am ales, da? M-am ales cu lucruri, adică simt beneficiile discuției noastre și sper ca și urmăritorii noștri să le simtă. Îți mulțumesc foarte mult și te mai aștept la Shift. Pe curând tuturor! Bună!